Bună seara, doamnelor și domnilor! Discutăm despre nebunia din PSD, despre modul în care cele două facțiuni din PSD au început să folosească instituțiile statului, respectiv guvernul și parlamentul, pentru a se răfui între nemulțumiți. Pe de o parte, gașca lui Liviu Dragnea a citit astăzi moțiunea în Parlament, iar la această oră sunt la un restaurant și pun la cale strategia pe mai departe. În acest timp, premierul încă în funcție, domnul Sorin Grindeanu, a chemat câțiva moderatori la Palatul Victoria și a discutat timp de mai bine de o oră despre modul în care i-au fost impuse anumite lucruri de către Liviu Dragnea și ce are de gând să facă mai departe. E o situație nemai întâlnită cu această moțiune de autocenzură, am putea să spunem. O să analizăm acest lucru din toate perspectivele posibile. Înainte însă v-aș prezenta un material cu niște înregistrări bombă cu Laura Codruța Chioveși în legătură cu procurorul Jean Uncheșelu, căruia îi cere să ajungă cumva la premier. Vedeți un material și apoi vă prezint și invitații să vedem despre ce este vorba exact în aceste înregistrări care au fost comentate și la Palatul Victoria. Da, interesante aceste înregistrări. Aspectele acestea s-ar fi discutat la o ședință de bilanț a DNA. Să ajungem cumva la premieră. Asta era ordinul dat de Laura Codruța Chioveși. Să vă prezint invitații mei. Domnul Costin Georgescu, fost director SRI. Bună seara, bine ați venit. Alfred Bulai, sociolog. Bună seara. Robert Turcescu, de la PMP. Bună seara. Și Florian Bichir, jurnalist. Bine ați venit, domnule Bichir. Cum vă sună acest ordin practic dat de doamna Laura Codruța Chioveși și să ajungem la premier? Adică e în regulă? Ce ziceți, domnul Bichir? Și să-l sunăm și pe domnul Victor Ponta. Nu cunosc speța. Acum premier am aflat-o și am încercat să o urmăresc. Nu înțeleg, nu sunt jurist. Am înțeles că era vorba de niște repășuri, cifre. Am avut cifre. Atâta mi se pare așa, ca jurnalist, zic eu, cu destulă experiență, cu 27 de ani, chestiunea asta, să ajungem la premier. Da, și aia trebuie lămurită. Că ajungem. Dar de ce să ajungem? Dacă poate nu e cazul să ajungem. Dar dacă era un cadru legislativ, nu știu, acuz acum degeaba. Eu nu sunt un mare fan al doamnei Codruța Chioveși, dar dacă nu știu speța în sine, ce să zic? Nu, dar ori bravo, ori împotriva ei. Ca și când doamna Laura Codruța Chioveși și vrea neapărat să-l execute pe Ponta. Cam așa sună. Ia mai citit odată, că mie nu, zice ajungi la el, nu înseamnă că pupă-l, să facem rezolvă, cumva să ajungem la domnul premier. Și formăm încep niște cifre, din care chiar nu mai înțeleg nimic. În afară de aia cu... Deci, suntem pe tărâmul speculațiilor, dar cred că sunt câteva lucruri de punctat. Cred că asistăm la faza războiului pe viață și pe moarte. Sau, ca să-l citesc pe domnul Ponta, a cărui intervenție telefonică înțeleg că vom avea în această seară în emisiune. Da, să sperăm că o să răspundă. Scapă cine poate. E domnul Ponta citat în chestiunea aceasta.
E pentru prima oară când eu unul aud, n-am mai întâlnit până acum, discuții înregistrate cu doamna Chiobe și din interiorul, practic, DNA-ului. Deci, care asta e este, totuși. Asta e o premieră. Da? Asta e clar că duce automat spre ideea că și în interiorul DNA în acest moment se poartă niște bătălii care probabil că vin în siajul luptelor politice care au loc acum. Noi n-am mai avut până acum aceste înregistrări. Da, și bănuiesc că ele nu sunt făcute de vreun serviciu secret străin, de vreun Black Cube sau ceva, ci sunt făcute pur și simplu de procurori care au fost prezenți la respectiva discuție cu doamna Chioveși. Din cum se aude în dialogul respectiv, e vorba de un dialog al doamnei Chioveși cu mai mulți procurori sau poate chiar o videoconferință sau păi, ceva la de genul un bilanț, asta vă spuneam, că s-au întâmplat lucrurile. Da, la deci, un bilanț, nu știu care e. Doi. Suntem pe tărâmul speculațiilor, dar deja au început să apară reacții, cum că ar fi vorba de un dosar cu retrocedări de la Timișoara. Și am auzit-o ceva mai devreme pe purtătorul de cuvânt al guvernului, pe Alina Petrescu, spunând că Sorin Grindeanu, în calitate de președinte de Consiliul Județean la Timiș, nu avea în atribuții să semneze nimic în legătură cu retrocedările respective. Prin urmare, reacție din partea guvernului avem pe această chestiune și aici apare prima confirmare, să spunem, că ar fi vorba de Grindeanu, că alminte când spui premier, care premier? Ponta, Boc, Grindeanu, Cioloș, Oprea când a fost premier în perioada aia scurtă, când așa, Cioloș, care dintre premieri, da? Faptul că a reacționat guvernul ne dă de gândit că e vorba de Grindeanu. Da. Da? Și de asta toată lumea s-a dus la celebrul dosar cu case retrocedate de la Timișoara, pe care sau există, înțeleg, un dosar în lucru la DNA. În rest, în ce fel, din perspectivă instituțională, procurorul șef DNA poate să îi spună să ordone unui... să-l înharce pe premier? Unui... Să-i spună unui subaltern să urgenteze un dosar, așa și așa mai departe, în condițiile în care știm bine și s-a repetat asta de-a lungul anilor și când era doamna Chioveși și la DNA și când nu era doamna Chioveși și la DNA, că procurorul este el singur cu dosarul și el decide ce și cum, asta e o altă discuție. Dar în acest moment, cred că în mod absolut firesc și foarte rapid, dacă se poate chiar în seara asta, chiar că e o duminică în care am văzut totuși că s-a muncit foarte mult, dar trebuie să avem un punct de vedere al Direcției Naționale Anticorupție. Pentru că nu putem lăsa genul acesta de dialog înregistrat cu atâtea semne de întrebare, cine e ăla, în ce context a purtat, o fi înregistrarea de ieri, o fi o înregistrare de acum 5 ani, o fi un montaj, da? Nu putem lăsa să n-avem și un punct de vedere al Direcției Naționale Anticorupție. Deci eu aș recomanda Direcției Naționale Anticorupție să nu mai facă așa cum a făcut în totuși în mai multe rânduri în ultima perioadă, chestiune care n-a fost deloc plăcută, chiar și pentru cei mai vașnici apărători ai DNA-ului, să lase lucrurile așa, să plutească pe ideea că, domne, să uite, e vărmășagul ăsta politic și nu o să se mai intereseze nimeni această chestiune. Nu, dar din nou ajungem la discuția asta cu dosaria, dar în cazul oamenilor politici. Grindeanu e acum premier și ce să vezi, apare povestea ta. Mai vreau să dau un singur lucru. Există totuși un semn de întrebare. Cum naiba se face că într-un moment în care toată țara fierbe în legătură cu criza politică, da, și e atentă toată țara la ce se întâmplă din perspectivă politică, da, mă, ce să vezi, brusc, taman în seara asta, pac, apare, e difuzată o înregistrare cu Chioveși. E o deturnare de la criza asta din PSD? Doamna... Au dat-o cei din PSD? Ce ziceți, domnule? Nu pot să nu pun niște semne de întrebare. Dacă îmi primiți, două mici precizări. Una la mână. Dacă s-a ajuns în țara asta, bine, am văzut că și fostul președinte Traian Băsescu a fost înregistrat. Dar totuși face înregistrări la DNA și să înregistrezi pe șefa DNA, e tot pe maxim, că nu pot să spun altfel. Am găsit fraza exactă. Să vedeți că ea are și acoperiri și n-are acoperiri. De ce? Zice, un cheșule, să vedem unde e ăsta procuror. Un cheșelu. Un cheșelu. Da, cheșelu. Știți ce-mi doresc? Să decapați instituțional, deci instituțional spune, în dosarul ăsta cu casele, ca să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. Deci ce premier, ce case, ce dosar, dar ea spune instituțional. Decapați, nu știu, încurcați, hai să ne uităm unde e procuror ăsta, un cheșelu. Celebru procuror. Este evident că apariția acestui stenogram este legată de această criză, că că apare chestia asta. Doi, e, dacă vă uitați, doar de imagine, pentru că, în realitate,
Nu e foarte, nu sunt clare două lucruri, nici măcar cine e primul ministru, și în al doilea rând, nu este nimic acolo infracțional, noi vrem să interpretăm așa, adică e ușor să fie reinterpretat altfel, de altfel nu mă aștept ca DNA-ul să ia vreo poziție, adică să ne spună ceva, și probabil că peste o săptămână, după ce avem spectacolul pe care îl avem săptămâna care vine, nu mai doare pe nimeni de această chestiune. Nu cred că a avut alt rol, nu știu cine a dat, aici domnul Bichirea are prescrisă dreptate, mi se pare, hai, de la partid înțeleg că se urmăresc aia, se dau în gât, dar, dom'le, chiar de la ședința de bilanț a DNA-ului, știți, în mod normal trebuie să fie o anumită protecție, care când oamenii vorbă, știți, ies în gumațele. Între altele, da. De altfel, cred că un tovarăș poate care a lucrat la serie și înregistrat, dar asta e altă poveste. Ce vreau să spun este că acolo probabil că ei mai discută niște chestiuni care nu cred că ar trebui să fie publice, adică de principiu, nu legat de doamna Chiove și de orice spune cineva pe acolo, că poate spun niște detalii din dosare, adică nu cred că e normal. Iar un procuror care înregistrează pe ascuns, cred că ar trebui să zboare, adică ar trebui măcar o anchetă internă, dar nu cred că se va întâmpla acest lucru, cred că este doar decorativ acest moment, tocmai ca să, mă rog, să mai discutăm și despre altceva, cred că nu prea îmi dau seama care e scopul. Pe de altă parte, dați-mă, vreau să mai adaug ceva, asta că o să te împătărâm speculațiilor până când ne lămurim ce și cum. S-a zvonit în aceste zile că Grindeanu s-a zvonit, s-a declarat chiar din partea lui Dragnea cu voce tare, că ar fi omul sistemului, ca să zicem așa. Da. E, în contextul în care apare la un dat o înregistrare în care sistemul, ca o parte a sistemului, să spunem, să pregătea să-l înhațe pe Grindeanu, automat, așa mă gândesc și la reacția ta promptă. Nu mai stă în picioare teoria. Uite, domnule, nu e de fapt omul sistemului că-l voiau să-l înhațe pe Grindeanu, de fapt, în toată această chestiune. Deci, suntem într-o nebunie completă în momentul de față, dar orice, inclusiv această apariție acestei înregistrări, de asta aș putea băga mâna în foc, are legătură cu scandalul politic al României. Fără discuție. 100% suntem de acord. Ai avut și emisiune. Suntem bilanțul. Aici toți suntem de acord. E clar o poveste asta. Bine, le pică bine celor din PSD că, iată, mai discutăm și noi 10 minute la începutul emisiunii și despre povestea asta. Uite, domnul Costin Giorescu ar putea să ne spună cum a putut fi o înregistrare din asta să iasă din ședința... Cine a înregistrat și cu ce instrumente? Eu am fost. Nu ne dorim. Nici eu am măcar fost. Nu ca acuzat, nu ca așa. Dar am fost. Când o face muzeu. Să știți că au niște măsuri de protecție deosebită. Unu. Doi. Nu pun nicio bază pe această înregistrare. Sigur, poate greșesc, dar asta e părerea mea. Pentru faptul că o decizie de acest fel nu o spui în public nicio. Dar o spui la bilanț? Păi tocmai, nu o spui la bilanț. Păi, de fapt, știți că nu mergi la bilanț? Așa ceva nu se face. Ceva este incorrect aici. Așa, dacă ai o discuție, o ai cu procurorul între patru ochi, o discuți, nu știu, dar niciun caz aici. Deci, eu am mari dubii asupra acestei înregistrări, dar acum ne putem zilele astea aștepta la orice. La orice. E pe viață și pe moarte. Gândiți-vă că ce se întâmplă în România, la ora actuală, după vizita președintelui în Statele Unite, când a venit cu rezultate pentru România bune, să nu zic foarte bune, dar bune, apare această criză. În același timp, în România se desfășoară manevre NATO, cele mai mari manevre care au fost pe teritoriul României. Și noi nu mai avem ministrul apărării. Nici de externe. Nu mai avem nici de externe. Altă întrebare. Da. Altă întrebare îmi pun. În același timp, la Chișinău, Dodon, președinte Dodon, prietenul Rusiei, face moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Cum, Dumnezeu, toate se întâmplă acum? Și în același timp, președintele PSD-ului, una din remarcile negative la adresa guvernului, este faptul că n-a intensificat relațiile cu Rusia. Cam multe. Da, am pus semne de întrebare. Domnul președinte este principalul, să spunem, responsabil sau cel care ține legătura cu partenerii pe latura aceasta externă. A trebuit să se implice, înțeleg că a plecat din țară, mai vine vineri. Nu are cum să se implice într-un partid. Nu știu, urgente să pună presiune pe ei, că ei trebuie să se aplice, rezolve. Până nu Parlamentul, până nu-și trece de moțiunea de cenzură, miercuri nu are ce să facă. Începând de săptămâna viitoare. Exact. Numai după deci, ce trece, nu are ce să facă. Am luat și o Constituție din nou. Și politic, am citit Constituția. Nu ai ce să faci ca președinte. Decât să le dea niște sfaturi, prietenești, măi băieți, să rezolvați-vă problema. Nu mai ieșiți în public, închideți-o la voi. N-are ce să facă mai mult.
am luat Constituția asta special să mă uit la treaba asta pentru emisiunea noastră. Bun, haideți să discutăm puțin despre criza asta artificială sau neartificială pe care au creat-o cei din PSD, pentru că până la urmă sunt responsabili în egală măsură. Și domnul Liviu Dragnea, pentru că a declanșat schimbarea asta peste noaptea guvernului, pe care singur el l-a pus cu mâna lui la Palatul Victoria, dar și domnul Grindeanu, care văd că nu se dă dus de acolo cu niciun fel de nemai având niciun fel de susținere în Parlament. Dar să vedem ce se întâmplă cu această moțiune de cenzură, pentru că se fac tot felul de mutări în Parlament. Robert Turcescu, înțeleg că la voi, la PMP, a dezertat deja un parlamentar dincolo la PSD și s-a lăsat chiar și cu plângeri penale, că ce foloase necuvenite a luat? Da, nu știu, președintele executiv al partidului Eugen Tomac a înaintat o plângere penală pentru foloase necuvenite pe care le-ar fi primit domnul Octavian Goga, care a demisionat astăzi din Partidul Mișcarea Populară și a trecut la PSD, în condițiile în care este evident că aceste racolori nu se fac cu vorbă bună sau cu rugăminți. Da? Deci trebuie să le spunem oamenilor adevărul. La această oră este un mini-mercato sau un mare mercato, dacă vreți, pe piața transferurilor, da, în politică. Se dau telefoane, sunt invitații, celebra expresie, oamenii sunt invitați la o cafea. Ce se oferă? Da, stai puțin. Mă uitam astăzi pe Facebook cum că s-ar fi cerut chiar joburi pentru neveste sau bani foarte mulți pentru un vot la moțiunea de cenzură. Se oferă tot ce vrea un om să audă că i s-ar putea oferi. Dacă unul vrea bani, cred că îi se dau bani. Dacă vrea posturi, cred că îi se dau posturi. Dacă vrea contracte, îi se dau contracte. Dacă vrea promisiuni că va primi președinția vreunei filiale PSD de până în țară, să dă o filială PSD. Da, mai trebuie PSD. Și garanții, că așa înțeleg că domnul premier, domnul Liviu Dragnea, a promis 40 de ceea ce e nevoie în acest moment în politica românească, iertați-mă, nu e nevoie nici de garanții, nici de negocieri. E nevoie, poate spun un lucru prea bizar în actual context, de caractere puternice. Da? Acum avem ocazia însă să vedem care sunt jigodiile și care sunt oamenii care au respect față de cei care i-au votat să intre în Parlamentul României. Știu că discutăm la modul idealist și că unii poate vor zâmbi spunând, vorbim de caracter în politică. Dar eu cred, încă mai cred, că din momentul în care ți-ai asumat un statut ca parlamentar și așa mai departe, nu poți că te sună Dragnea, Bădălău sau mai știu eu care de pe la PSD să răspunzi, da, vin la cafea, discutăm, vorbim, mai vedem, mai nu știu cum. Da? Poate că, pe de altă parte, e bine să și alege grâul de neghină în acest moment în toate partidele, că să nu credeți că numai PMP-ul a primit oferte de la PSD. PSD-ul sună pe toată lumea, sună și liberal, sună și pe aia de la USR, sună și pe aia de la UDMR, îi sună pe toți în acest moment, ceea ce, pe de altă parte, ne arată un lucru, că mamutul partidul numit Partidul Social Democrat să cam clatină. Deci sunt niște probleme mari. Da, cu toate eforturile pe care le face domnul Liviu Dragnea, înțeleg că sunt din ce în ce mai multe voci care spun că această moțiune va pica până miercuri mai e mult. Până miercuri mai e marți, iertați-mă. Până și dacă vă uitați, nu uitați de marți. La da? Deci până miercuri să trecem de ziua de marți, ca să zicem, unii să gândesc. Eu cred continui că ce spune Robert Turcescu, e deputat, el poate nu-și permite să spună, vă spune mai multe, 5 deja pe surse de la PNL au fost cumpărați. De unde varianta asta de ultimă oră, nu știu dacă o mai impune Ludovic Vorman. Ce li s-a oferit? Vă spun imediat. La unii mai multe sume în teritoriu, la altul în viitorul lor parlamentar. Exact cum a spus, ce vrei să audă. Ce cer? Trei de la USR sunt deja mâncați. Un post de televiziune a spus 100.000 de euro de persoană. Suma asta se vehiculează de foarte mult timp, așa a rămas ca un clasic. Domnule, cam în jur de 100.000 pentru un vot ne-am înțelege. PMP a scăpat cel mai ușor cu un singur dezertor, că nu pot să-l numesc. Eu am înțeles clar că domnul Tomac depune mâine și aici ar fi vorba că i-a dat un job lui nevastă. Deci n-a vorba de bani în principiu. Lugoga, nevastă Lugoga. Lugoga. Ce post? Unde s-o angajează? Ceva la administrație, pe acolo, pe acolo. Și iar e trecut ca mijloace necuvenite, că totuși posturile astea de funcționar public nu aparțin PSD-ului. Și vă spun, deci 5 de la PNL până acum, aștept reacția președintelui Orban, care se oblige foarte clar să nu intre în sală. Și atunci vedem, domnule, cine rămâne cu banii, dă înapoi cu aia, cu aia, sau cine forțează, cine e trădătorul, că ies! N-ai ce, dacă oamenii au luat, o să zic că mă duc pentru stabilitate. Trei de la USR, deci și la USR încă lucrează, de acolo poate să rupă mult mai mult, voi a scăpat ușor, nu te sună rupere, doar cu unul. Problema eu zic că e bine, doar că am pus odată vot. Noi vorbim foarte mult de această moțiune de cenzură. Ea, de fapt, nici mă contează atât de mult din punctul meu de vedere că trece sau nu trece.
PSD-ul e șahmat în acest moment. Corect. Orice ar face, și dacă trece și dacă nu trece moțiunea. Dacă nu trece moțiunea, este evident că e faliment total al tot întregului spectacol. Dar în momentul în care, chiar dacă trece moțiunea, sunt doi actori care n-au intrat până acum în joc. Unul este liderul PNL-ului. PNL-ul, atenție, e pe val, o nouă conducere, e firesc, e normal să fie, da, care își va asuma, eu nu am cu multă experiență, își va asuma cu siguranță un rol în poveste, dar cel mai important actor urmează să intre în scenă și este Klaus Iohannis. Gândiți-vă că n-a vrut să vorbească deloc până acum, tocmai pentru că, din punctul meu de vedere,